Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom continua seria ornamentelor pentru Crăciun și vom face acest model de fulg, care este foarte ușor și foarte rapid de executat. Pentru aceasta vom folosi firul de bumbac, bineînțeles, voi folosi croșetul cu numărul 1,05. Și vom începe prin a lucra un număr de 6 ochiuri de lanț. Nu trebuie să fie foarte strânse, un pic lejere, aceste 6 ochiuri de lanț. Și vom începe. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom închide totul cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. În acest micuț cerc creat, noi vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 și 12 piciorușe scurte. Vom închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Din acest moment, noi vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș și vom face un picioruș dublu, deci acum avem 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș și voi lucra din nou un picioruș dublu, în următorul voi face cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua în acest mod. Un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare și continuăm. 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble. În momentul în care îl veți lucra prima dată, veți reține deja modul în care se execută, pentru că este foarte simplu. Am realizat ochiurile de lanț de separare, iar acum voi realiza ultimul grup de 2 piciorușe duble. Pe întreg parcursul rândului vom avea 6 grupuri de câte 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț, așa cum am lucrat și acum, și vom închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și aici voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, 5, după care voi continua cu alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 2. Și voi continua în spațiul următor, 2 piciorușe duble, 1, 2, 5 ochiuri de lanț de separare,
2, 3, 4, 5 și vom continua cu două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, deci în corespondența fiecărui spațiu. Și am ajuns la capătul rândului. Vom închide, ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și cu fir alunecat vom ajunge în corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanț. În momentul în care am ajuns aici, noi vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom continua cu cel de-al doilea picioruș dublu. Apoi continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Ne vom întoarce și vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Deci aici vom face fir alunecat. Vom continua cu un picioruș dublu. Acum vom lua de două ori firul pe croșet și vom face un picioruș dublu înalt. Vom continua cu 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne vom întoarce și vom închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat. Alunecăm încet, apoi vom continua cu un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț, ok, și vom închide acest raport lucrând ultimele două piciorușe duble. Deci, în interiorul fiecărui arc format din cele 5 ochiuri de lanț, noi vom lucra două piciorușe duble, 5 ochiuri de lanț și le vom închide. Un picioruș dublu, un picioruș dublu înalt, vom continua cu 6 ochiuri de lanț și le vom închide. Un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, le vom închide și vom încheia cu două piciorușe duble, după care imediat vom trece în spațiul următor și vom repeta același. Două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Un picioruș dublu. Un picioruș dublu înalt. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Și 6, voi închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat, un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, voi închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea. Apoi vom continua în acest mod în corespondența fiecărui spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. Ajunse la capătul rândului, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face un ochi de lanț, voi scurta firul și astfel vom închide această lucrare. După cum puteți vedea, este foarte simplu, bineînțeles, capătul de fir îl vom ascunde, este foarte simplu, se realizează în câteva minute și după ce
le vom apreta, bineînțeles, vor fi gata de a fi puse în bradul de Crăciun sau unde doriți dumneavoastră. Eu cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți, iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!